când la timpul de rugăciune l-am adus înaintea Domnului pe acest bărbat cu numele Brunda Nicolae, că în dimineața aceasta poate și-ar fi dorit să poată să se ridice de pe patul lui și să pășească pragul unei case de rugăciune. Cred că l-am întâlnit ultima dată când am fost la Ottawa cu prilejul unei seri deosebite. Era printre ascultători. A avut atunci oportunitatea să asculte mesajul predicat de predicatori, mesajul cântărilor cântate de frații de la Kitchener care erau acolo în vizită și nu știu cât a pus la inimă din ceea ce a auzit acolo. Dar aș vrea să vă conștientizez pe toți cei ce sunteți în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu că la ziua de astăzi noi n-am fi avut dreptul niciunul dintre noi. N-am fi avut vrednicie sau merit. Dacă totuși ne-a dăruit-o Domnul, ne-a dăruit-o pentru că a avut milă de noi și îl binecuvântăm. Ne-a ajutat în dimineața aceasta să ne ridicăm din așternuturile noastre. Mădularele ne ascultă și am avut oportunitatea să pășim pragul casei de rugăciune. Ne găsim într-un loc binecuvântat pentru că în locul acesta se citește din această carte binecuvântată. Se citesc în auzul urechilor noastre cuvintele vieții veșnice și încă o dată zic binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru că ne-a făcut parte de harul acesta. În dimineața aceasta spuneam la început că am citit înregistrarea unei întâmplări simple care a avut loc în săptămâna pe care creștinii o vor numi mai târziu săptămâna Patimii. Poate că vă întrebați oare de ce am pus aceste texte înainte de a veni săptămâna Patimii. Aș vrea să vă spun că săptămâna respectivă a fost foarte bogată atât în evenimente cât și în învățături. Iar noi nu avem tot atât de multe servicii în biserică atunci în săptămâna aceea câte zile erau în săptămână ca să le putem cuprinde pe toate. De aceea, nu cred că am greșit dacă le-am cuprins în perioada de dinaintea săptămânii Patimii. Aș vrea să vă spun că întâmplarea aceasta, simplă în aparență, a prilejuit rostirea unor cuvinte foarte adânci, la care aș vrea să cugetăm în dimineața aceasta. Aș vrea însă să vă spun, să fac o precizare de la început. Doar Evanghelistul Ioan consemnează întâmplarea aceasta. Există întâmplări pe care toți cei patru evangheliștii le cuprind în scrierile lor. Există întâmplări pe care doar trei dintre ei, sau poate doar doi dintre ei le cuprind. Și există câteva întâmplări și câteva cuvântări ale Domnului Iisus care se găsesc doar la unul dintre evangheliști. Ioan a găsit cu cale să cuprindă în scrierea sa și această întâmplare, spuneam, simplă. Și cercetătorii Scripturilor spun că a inserat-o în scrierea lui cu un anume scop. Trebuie să vă reamintesc faptul că Ioan și-a scris Evanghelia nu atunci când s-au derulat evenimentele despre care scrie, ci mult mai târziu. Evenimentele acestea s-au derulat undeva prin anul 33 de la nașterea Domnului Iisus. Iar Ioan își scrie Evanghelia undeva către sfârșitul primului viac creștin. Poate la o distanță în timp de aproximativ 60 de ani de când s-au derulat evenimentele. El scrie din amintiri. Însă amintirile lui sunt atât de vii pentru că l-a avut ca și sfătuitor pe Duhul Sfânt. Va spune în scrierea sa Apostolul Petru că oamenii n-au scris de la ei, ci au scris mânați de Duhul Sfânt. De aceea să nu surprindă pe nimeni faptul că Ioan își aduce aminte cu atâta acuratețe de întâmplarea aceasta și de cuvintele care au fost rostite în această întâmplare.
Ioan când îl scrie Evanghelia, se găsea în Efes, o cetate în care cea mai mare parte a populației era de o vârșie greacă. Când îl scrie Evanghelia, Ioan cu pretădere se adresează oamenilor care încă nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus. Pentru că în finalul Evangheliei sale, El va spune toate lucrurile acestea au fost scrise cu scopul ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață veșnică. N-ar trebui să înțeleagă cineva că eu am spus că Evanghelia după Ioan nu e pentru creștini. Cu pretădere, Evanghelia după Ioan se adresează oamenilor care încă nu-L cunosc pe Domnul, încă nu-L cunoșteau pe Domnul. Dar ea este de mare folos și creștinilor, pentru că ne vorbește de acela pe care noi îl iubim mult. Binecuvântat să fie numele Lui. Grecilor din vremea lui, posibil cititori ai acestei Evanghelii, Ioan vrea să le spună că au mai fost și alți greci care au avut dorința să-L caute pe Domnul Iisus. Pe drumul acesta au mai mers și alții înaintea lor. Și știți când auzi că au mai mers și alții pe drumul acela, că au mai mers și alții preocupat de felul acesta, parcă te duci cu mai mult curaj, parcă te deschizi mai altfel la ceea ce citești. Exact acesta, cred eu, că a fost gândul pe care l-a avut Ioan atunci când a inserat această întâmplare în Evanghelia sa. Ioan ne spune aici că niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. De la început aș vrea să vă spun că aș vrea în primul rând să vorbesc despre acești greci și despre dorința lor. În al doilea rând aș vrea să vă vorbesc despre reacția sau atitudinea lui Filip. Și în al treilea rând și cel mai pe larg aș vrea să vorbesc despre răspunsul dat de Domnul Iisus la această cerere venită din partea grecii. Haideți să le luăm pe rând. Se pare că grecii aceștia care s-au apropiat de Filip făceau parte dintr-un grup mai mare de greci care au venit la Ierusalim să se închine la praznic. Când au ajuns la Ierusalim, s-au îndreptat spre templu. Templul din Ierusalim avea mai multe curți și cea mai largă și mai la exterior era curtea numită a neamurilor. Acolo aveau acces și neamurile, nu doar iudei. Pentru că în celelalte, care se apropiau tot mai mult de Sfântul Locaș, acolo deja accesul era tot mai mult restricționat. Dar în curtea aceasta a neamurilor erau și cutiile acelea unde se dădeau bani. Și în curtea aceasta aveau acces și neamurile, pentru că, până la urmă, și banii neamurilor erau buni pentru evrei, nu-i așa? Erau. Ei bine, între oamenii aceștia care au venit să se închine la Ierusalim, unii dintre ei, unii dintre acești greci, au venit și s-au apropiat de Filip cu o dorință foarte frumoasă și, zic eu, pilduitoare. Vedeți, pentru unii dintre greci, venirea la Ierusalim, închinarea în curtea neamurilor, poate donarea unor daruri, împlinirea unor ritualuri, va fi fost totul. Dar între ei au fost unii care au spus, noi am vrea ceva mai mult de atât. Faptul că am venit, faptul că ne-am închinat, faptul că am dăruit este bine și frumos, dar nu suficient. Noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Și spune-o, atitudinea lor este pilduitoare pentru creștinii din ziua de astăzi, pentru ascultătorii Evangheliei, cât și pentru predicatori, pentru ascultători. Vrea să ne spun această atitudine a grecilor, că nu-i destul să ne dorim să venim la adunare, nu-i destul să participăm la un program, nu-i destul să împlinim niște ritualuri religioase mai frumoase sau poate mai stângace.
Este important atunci când venim la închinare să venim și cu dorința de a ne întâlni cu Iisus. Întâlnirea cu Iisus este ceea ce dă valoare închinării mele și închinării tale. Dacă venim în locul acesta doar ca să împlinim niște ritualuri, pentru că așa se obișnuiește, așa ca devine, așa se face, este un câștig, dar este unul micuț. Adevăratul câștig este adus de întâlnirea reală cu Iisus. Și este o mare binecuvântare faptul că atunci când ne întâlnim în locul acesta și când începem împărtășirea noastră chemând între noi pe Domnul, El ne-a făgăduit și El își împlinește făgăduința și se prezintă în mijlocul nostru, binecuvântat să fie El. Amin. Spuneam eu însă că această dorință lor era pilduitoare și pentru, sau este pilduitoare și pentru predicare. Am citit cândva o istorioară și am auzit-o spusă și la noi de predicatul cu mulți ani în urmă, că undeva într-o biserică, nu se știe pe unde și nu se știe când, un predicator s-a dus la amvonul bisericii, se pregătea să predice și pe amvon a găsit un bilet. Pe biletul acela cineva a scris: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și probabil de nouă predicatorilor ar trebui să ni se aducă mereu și mereu aminte că ascultătorii noștri au venit în locul acesta nu ca să ne audă pe noi, nu ca să audă ce am mai descoperit noi din Scripturi, nu ca să vadă cât de mare cultură, cât de bogată cultură generală avem noi, și au venit în locul acesta să-L vadă pe Iisus. În predicile noastre ar trebui să avem grijă să se vadă Iisus. Îmi doresc lucrul acesta. Îmi doresc lucrul acesta. Și mă rog pentru toți predicatorii bisericii noastre și pentru toți cei care se ridică în mijlocul poporului Dumnezeu și vorbesc în cuvântul lui Dumnezeu, ca prin slujirea lor să devină Iisus vizibil. Amin. Oamenii aceștia au venit la Filip și au spus: uitați-vă dumneavoastră, măcar că știau că Filip este un ucenic, au spus: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și aș vrea să vă spun că politeția nu rămâne neobservată. Este foarte important să fii politicos. Câteodată îmi dau seama că nu reușesc, câteodată stângaci. Câteodată spun câte un lucru care rănește, care îndurerează pe cineva și îmi pare rău după aceea. Dar politeția, să știți, este una din trăsăturile omului născut din nou. Spuneam duminica trecută că am tot respectul pentru oamenii care, și dacă n-au educație și diplome și mai știu eu ce realizări în viață, dar au un bun simț, un anumit caracter ales frumos. Și să știți, am întâlnit mulți oameni atât de simpli în felul lor de a fi, dar cu atâta bun simț încât nu-ți îngădui să-i jignești odată sau să le treci prin înainte. Politeția este una din trăsăturile omului născut din nou. Sunteți de acord cu mine sau? Doamne, ajută-mă și pe mine și pe noi toți. Amin. Însă, vedeți dumneavoastră, mă surprinde reacția lui Filip. S-au apropiat de Filip pentru că, dintre toți ucenicii Domnului Iisus, cei 12, doar Filip avea un nume grecesc. Și poate că lucrul acesta a cântărit când l-au ales pe Filip ca prin el să se apropie de Domnul, să caute să-L vadă. Oamenii aceștia voiau nu doar să-L vadă pe Iisus așa de la distanță. Mulțumesc! Oamenii aceștia cred că doreau o întâlnire cu Iisus, o întrevedere cu Iisus. Dacă este cu putință, o stare de vorbă cu Iisus. Pentru că dacă intenția lor ar fi fost doar să-L vadă pe Iisus, ca să știe cum arată, lucrurile acestea erau foarte simple. Oricine ar fi putut să spună: uite, ăla de acolo, vezi bărbatul acela înalt cu privirea senină? Vezi bărbatul acela într-un grup de oameni simpli? Ăla este Iisus! Dar oamenii aceștia voiau o întrevedere cu El și de aceea au venit la Filip. Mă surprinde reacția lui Filip. Știți de ce mă surprinde? Noi toți știm, creștini fiind, că trebuie să vorbim despre Iisus. Să-L prezentăm pe Iisus
vecinilor noștri, colegilor noștri de muncă sau colegilor noștri de școală și așa mai departe. Și ne vine așa de greu să ne deschidem gura, să legăm o conversație cu ei despre Dumnezeu, despre Iisus, despre Mântuire. Nu-i așa? Vorbim cu colegii noștri și cu vecinii noștri cu mare ușurință despre probleme din domeniul politic. Vorbim despre sport, vorbim despre cultură, vorbim despre politică, despre atâtea și atâtea alte lucruri, dar când vine vorba să vorbești cu vecinul tău despre Iisus, parcă ți se împuținează cuvintele, parcă ți se moaie picioarele, parcă nu găsești cum să-i spui. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă într-o după masă v-ați întoarce de la lucru și în fața casei v-ar aștepta o mână de vecini, vreo 4 sau 5 vecini, oameni cu care n-ați vorbit niciodată, nici nu-i cunoașteți, sunt italieni, sunt greci, sunt canadieni, francezi, dar vă așteaptă în fața casei și ați vrea să știți ce s-a întâmplat, ce nelămurire, ce nemulțumire au. Și cineva dintre ei ar spune, domnule, am văzut că dumneata ești diferit. Am văzut că ești un om religios. Am auzit că ești creștin. Am vrea să îl vedem și noi pe Iisus al dumitale. Nu așa că v-ați deschide dintr-o dată și le-ați vorbit cu multă îndrăzneală? Că bariera pe care ați simțit-o în alte împrejurări și peste care n-ați putut să treceți, a fost dată la o parte și acum iată un grup de oameni care sunt doritori să audă despre Iisus? Eu cred că n-am ratat o asemenea oportunitate. De aceea mă surprinde atitudinea lui Filip. Însă, în același timp încerc să-l înțeleg. Pentru că nu cu multă vreme înainte Filip l-a auzit pe Domnul Iisus spunând următorul lucru. Eu n-am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Vă amintiți întâmplarea aceea, nu? Și Filip și-o amintea bine. Și poate de aceea a ezitat. Și n-a știut ce să fac. Dar dați-mi voie să spun că Filip îi reprezintă pe oamenii aceia, pe creștinii aceia, pe acei ucenici ai Domnului Iisus de atunci și de acum, care au nevoie de cineva să le spună, da, e bine să faci lucrul ăsta. De aceea s-a dus la Andrei și l-a întrebat, Andrei, uite, oamenii ăștia ce vor, cu ce zi să facem? Și Andrei s-a dus cu Filip și amândoi s-au dus la Domnul Iisus. Dacă ar fi trebuit să le 12 ucenici, cărora să le încredințez o misiune de felul aceleia care a fost încredințată ucenicilor Domnului, omenește eu aș fi judecat și probabil că pe un om ezitant cum era Filip, nu l-aș fi lăsat în grupul ăsta de 12. Că nu părea să fie un om de un caracter deosebit, o piatră, cum era Apostolul Petru. Însă Domnul Iisus l-a ales. Și Domnul Iisus n-a greșit. Istoria creștinismului dovedește că bărbatul acesta, chiar dacă a fost pentru o vreme un caracter poate ezitant și nesigur pe el, va deveni un martir pentru credință. Va muri pentru Hristos. Va face lucruri pe care cei mai mulți dintre creștinii de astăzi nu sunt în stare să le facă. Știți ce se întâmplă? Iisus se uită nu la ce ești tu acum, ci la ceea ce El poate să facă din tine prin Harul lui Dumnezeu. Și dacă te lași în mâna lui Iisus, Iisus te face. Iisus te face. Acum aș vrea să privim la cuvintele pe care le-a rostit Domnul Iisus, ca răspuns la această cerere care a fost adusă înaintea lui. Primul lucru pe care am să-l spun este că Domnul Iisus și-a început răspunsul cu o declarație. Adresându-se celor doi ucenici, Andrei și Filip, drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Ce au înțeles ei și ce a înțeles El prin această declarație? A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Aș vrea să vă spun că expresia aceasta, Fiul omului, era o expresie foarte cunoscută printre iudeii de atunci.
Originea acestei expresii se regăsește în cartea profetului Daniel. În capitolul 7 al cărții profetului Daniel, se vorbește despre un vis și despre o vedenie pe care acest om scump înaintea lui Dumnezeu a căpătat-o din partea lui Dumnezeu cu privire la istorie. Istoria, foarte simplu explicată, este înregistrarea unor evenimente și, dacă este cu putință, a relațiilor, a legăturilor dintre ele. Când oamenii scriu istorie, ei se uită la ceea ce a fost. Cunoașterea lor despre istorie este de multe ori limitată. Îi depinde documente care au fost mai bine sau mai puțin bine păstrate. De aceea, istoriile pe care le scriu oamenii, chiar dacă le scriu în urma evenimentelor care s-au întâmplat, de multe ori istoriile lor au greșeli. Și vin alți istorici după ei și spun, n-au avut dreptate cei care au scris înaintea noastră. Spre deosebire de toți aceștia, Dumnezeu își îngăduie să scrie istoria dinainte. Știți de ce? Pentru că El o conduce. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și pentru că El o scrie dinainte, El nici nu greșește. În vedenia aceea, Daniel a văzut patru fiare deosebite. Daniel, capitolul 7. Eu o să vorbesc acum, nu o să citesc capitolul acela, dar dumneavoastră care cunoaște Scripturile, știți la ce mă refer. Prima vedenie, primul animal pe care l-a văzut ieșind din mare, era un fel de leu care avea aripi de vulturi. Mă dați-mi voie să vă spun, când vezi un leu, te înfior. Chiar dacă el e pe ecranul mare de plasmă din camera ta și tu ești în fotoliu, când îl vezi că răgnește, parcă te înfior. Dar când vezi că leul acela are și aripi, zici, cu leul ăsta e o problemă. Și e un animal înfiorător. A doua fiară pe care a văzut-o Daniel în vedenia lui ridicându-se din mare era un urs care avea în dinții lui 3 coaste și ursului acestuia i s-a dat să mănânce multă carne. O vedere iarăși îngrozitoare, înfiorătoare. A treia vedenie era o altă fiară, un pardos. Adevărul este că n-am căutat să văd exact ce înseamnă un pardos. Un cuvânt pe care Cornilescu l-a folosit. Dar îmi dau seama că era un animal înfiorător și animalul acesta. În sfârșit, cea de-a patra fiară care s-a ridicat din mare, Daniel nici nu asemuiește cu vreo fiară pentru că nu se asemăna cu nimic din ceea ce el văzuse până atunci. Dar era așa de înfiorătoare, așa de îngrozitoare, cu dinții, cu coarnele acelea, încât Daniel a fost șocat de-a dreptul. Dumnezeu îi face de cunoscut slujitorului său și prin el și nouă că această vedenie are de-a face cu niște împărați care se vor ridica pe pământ. Știți ce deosebește fiara patra de primele trei? Primele trei au îngrozit pe toată lumea după puterea lor, dar au avut o putere limitată. Fiara a patra, cea care nu se putea asemăna nici cu leu, nici cu urs, nici cu pardos, iar aceea se deosebea de celelalte, nu atât de mult prin înfățișare, cât mai ales prin preocupările ei. Una din preocupările acestei fiare era să uiască numele celui preanalt. Și o a doua preocupare, ea avea treabă cu sfinții celui preanalt. Nu avea treabă atât de mult cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și-și trăiesc viața în păcatele și împărătregelor lui. Iar aceasta avea cu precădere preocuparea să durească numele lui Dumnezeu și să se războiască cu sfinții. Și unul din coarnele acestei fiare stă scris în cartea profetului Daniel în capitolul 7 că îi va bilui pe sfinți. Numai că se face precizarea pentru o vreme. Pentru că cel ce ține istoria în mâna lui, cel ce are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce face tot ce vrea și nimeni nu-i poate sta împotrivă, va veni și va face în final dreptate Sfinților Lui, preamărit să fie Domnul. Așa să vă spun, dragii mei, vremurile acestea le trăim noi. Vremurile acestea. Vremurile în care un corp obraznic
va uni numele celui preanalt și exactul că să se întâmplă în lume. Astăzi, numele lui Dumnezeu este călcat în picioare. Astăzi, creștinii sunt marginalizați. Și dacă veți citi acolo în Daniel, atât de clare sunt descrise acțiunile lui împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului sfinților. Însă nu despre asta voiam să vorbesc. Lui Daniel i s-a arătat că pe nori cerului a venit cineva ca un fiu al omului. S-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Și acestei făpturi minunate ca un fiu al omului i s-a dat puterea, i s-a dat slava și i s-a dat stăpânirea. Acest fiu al omului îl așteptau evrei. În vremea Domnului Iisus existau multe scrieri care vorbeau despre fiul omului. Iudeii așteptau o vreme în care ei să ajungă iarăși să domnească, să conducă lumea. Dar se uitau în jurul lor și vedeau că ei sunt o națiune mică și destul de neînsemnată. Se uitau și vedeau că n-aveau putere economică, n-aveau putere militară și atunci singura lor soluție, singura lor nădejde era legată de acest fiu al omului despre care Dumnezeu i-a vorbit lui Daniel în vechime. În perioada de aproximativ 400 de ani, care s-a scurs între Vechiul Testament și Noul Testament, au apărut în iudaism o serie întreagă de scrieri, foarte multe, cu caracter apocaliptic. Creștinătatea de mai târziu, unii le-au numit apocrife și eu le numesc tot așa, dar una dintre aceste scrieri, Cartea lui Enoch, vorbește foarte mult despre arătarea Fiului Omului, în felul în care a gândit autorul ei. Ceea ce este important este însă faptul că Mântuitorul Iisus s-a descoperit ucenicilor săi în repetate rânduri ca fiul al omului. Expresia aceasta îl avea pe el în vedere. El era acel fiu al omului căruia îi se va da slavă și putere și cinste și stăpânire. Pe când se aflau în ținutul Cezarei lui Filip, ne spune Evanghelia după Matei, Domnul și-a întrebat ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii au spus Domnului ceea ce cred oamenii din vremea aceea despre Domnul. Dar Domnul i-a întrebat după aceea, dar voi cine ziceți că sunt eu, Fiul Omului? Și atunci ucenicii au trebuit să dea răspunsul care îi definea pe ei, caracteriza pe ei. Însă, un lucru este clar. Ucenicii Domnului știau că Domnul este Fiul Omului. Noroadele însă nu aveau cunoștința acestui adevăr. Și imaginați-vă dumneavoastră acum când Iisus le spune ucenicilor săi, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul Omului. Eu cred că li s-a tăiat respirația de emoții. Când s-au gândit la ce evenimente sunt ei părtași, li s-a făcut cinstea să aibă parte, eu cred că au fost copleșiți de uimire când au auzit din gura Domnului Iisus aceste cuvinte, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul Omului. Numai că și acum, ca de atâtea alte dăți, înțelegerea lui despre această proslăvire era de un fel și înțelegerea lor despre această proslăvire era de un alt fel. Când ei au văzut că niște greci au venit să-L vadă pe Iisus, ucenicii Domnului s-au gândit că a sosit vremea ca și neamurile să vadă că în Israel este ceva bun. Că în zilele care vor urma ei vor fi martori la minuni după minuni, că tot mai multe neamuri vor veni și vor recunoaște în Iisus pe Fiul lui Dumnezeu sau pe Fiul omului și că, în sfârșit, lucrurile se vor îndrepta pe făgașul pe care ei îl așteaptă de multă vreme. Însă Domnul Iisus, vorbind despre proslăvire, la cu totul altceva se gândește. Și în continuare, Domnul Iisus folosește trei paradoxuri pentru a reseta concepția ucenicilor. Un paradox este un lucru care se întâmplă împotriva logicii. Te aștepta să fie așa și el se întâmplă altfel.
Te aștepta să se spună asta și dincolo se spune asta. Ăsta este simplu un paradox. Primul paradox despre care vorbește Iisus aici cu referire la proslăvire este că prin moarte se ajunge la viață. Al doilea, că prin sacrificiu de sine se ajunge la rodire sau la împlinire. Și al treilea, că prin slujire se ajunge la măreție. Trei paradoxuri. Și pentru a ajuta să înțeleagă mai bine, a folosit un exemplu simplu, la îndemâna lor. Pentru noi poate este un pic mai greu, dar pentru ei a fost simplu. Exemplul bobului de grâu. Te uiți la el și n-are nici frumusețe și nici strălucire ca să se atragă prin ei. E un bob de grâu. Zice Domnul Iisus, dacă bobul ăsta de grâu, când este aruncat pe pământ, dacă el nu moare, el sfârșește prin a rămâne singur. Dar dacă el moare, atunci el va aduce rod. Haideți să intrăm un pic în detaliu. Moartea și viața sunt două realități care în gândirea noastră sunt antagonice. Nu le putem pune la acord nici cum. Ori este moarte, ori este viață. Ori învinge una, ori învinge cealaltă. Dar Domnul Iisus vine și spune, prin moarte se ajunge la viață. Moartea eu. Asta este, dacă vreți, secretul rodirii, al biruinței, al împlinirii. Atunci când eu și tu, ca și copiii Dumnezeu, urmăm exemplul Domnului Iisus și ne îngropăm ambițiile noastre, încăpățânările noastre, răzvrătirile noastre și alegem să moară firea din noi, abia atunci începe adevărata rodire în viața noastră. Biserica de astăzi are, în raport cu biserica primară, o grămadă de posibilități în plus. Biserica de astăzi are la dispoziție tehnologie câtă nici n-a visat creștinătatea primului secol. Biserica de astăzi are la dispoziție ei predicator cu foarte multă pregătire. E plină lumea, e plină biserica, vorbesc în ansamblu, pe toată fața Pământului, de oameni cu pregătire și pregătire și pregătire. Oameni care au doctorate, 1, 2, 3 doctorate, am împlinit chiar și cu 3 doctorate. Oameni cu înalte calificări, strategii deosebite, sisteme de comunicare cum n-a avut niciodată înainte creștinătatea. Și cu toate acestea, uitați-vă dumneavoastră, rezultatele sunt așa de slabe, rezultatele și roadele sunt atât de puține. Pe mai mulți frați am auzit, spiritualizând un pic întâmplarea aceea din Fapte 2, și spuneau că Petru a rostit o predică și s-au întors 3.000 de oameni. Dar am ajuns în vremea în care se rostesc 3.000 de predici și rar se mai pocăiește Petru. Știți de ce este atât de slabă rodire? Pentru că secretul rodirii nu este îmbunătățirea din punct de vedere tehnic. Secretul rodirii este jertfirea de sine. Moartea eului. Când biserica va fi plină de creștini care au murit pentru lume și au îngropat ambițiile și au îngropat încăpățânările și răzvrătirile și doresc să trăiască pentru Hristos, biserica aceea va aduce rod. Când predicatorul va fi gata să facă lucrul acesta, se va vedea rod în lucrarea lui. Dar până atunci nu. Pentru că Domnul Iisus a spus, calea spre viață trece prin moarte. În al doilea rând, spunea Domnul Iisus, în al doilea paradox, calea către... Calea către rodire trece prin jertfirea de sine.
de trece prin sacrificarea personală. Nicolae Steinhardt a fost un gânditor român, un teolog aparținând unei alte denominații, dar a fost un om cu o gândire profundă. În prima parte a vieții lui, el nu a fost creștin, a devenit ulterior. El a scris câteva cărți, una dintre ele se intitulează Dăruind vei dobândi. În cartea lui, el vorbește despre faptul că omul, nenăscut din nou, este mânat de două ambiții. Una dintre ele este egoismul și a doua este spiritul de autoconservare. El în centru și apoi toate pentru el. În al doilea rând, să se protejeze, să fugă de suferință, să fugă... Ei bine, Steinhardt spune, lucrurile acestea nu sunt bune pentru un creștin. Steinhardt spune și titlul cărții lui, de fapt, tocmai ăsta, adevărul acesta îl proclamă. Dăruind vei dobândi. De multe ori ne imaginăm că dacă adunăm și adunăm și adunăm, ne îmbogățim. Biblia spune din potrivă, când dai, atunci te îmbogățești. Când faci milostenie, atunci îți adun comori în cer. Când te sacrifici pe tine, pentru semenul tău, atunci tu te îmbogățești față de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. La toți. În al treilea rând, sau al treilea paradox, slujirea este calea către măreție. În gândirea omenească, nenăscută din nou, a sluji pe cineva înseamnă a te așeza voluntar sau poate involuntar într-o poziție de inferioritate față de cel pe care îl slujești. Dacă de bună oară te pleci să speli picioarele cuiva, asta este una din milioanele de forme de slujire ale semenului tău. Te-ai așezat cumva într-o poziție de inferioritate față de el. Și lucrul acesta vine în contradicție cu pornirea naturală a omului. Pornirea naturală este dorința de înălțare. Că de aceea ne plac nouă oamenii care ne vorbesc de bine și parcă nu ne plac oamenii care ne mustră. Am avut o experiență recent și am învățat ceva din ea. Cineva mi-a spus niște cuvinte care nu mi-au căzut bine și m-am tot gândit oare cum să reacționez. Vă mărturisesc, o săptămână întreagă m-am rugat și m-am luptat cu mine însuși și am zis, Doamne, învață-mă cum să reacționez. Știți ce am ajuns la ce concluzie am ajuns la capătul unei săptămâni de gândire? Cine mi-a spus lucrurile acelea avea dreptate. Dar nu 40%, nu 70%, avea 100% dreptate. Toate lucrurile pe care mi le-a spus erau adevărate. Și am zis, Doamne, Tu m-ai ajutat să văd prin cuvintele acestea lucruri pe care n-aș fi putut să le văd, nici o oglindă omenească nu mi le-ar fi arătat. Mă duc la baie, mă uit, mă arată că sunt așa cum îs. Mă duc într-o altă, dar nu mi-ar fi arătat lucrurile acelea niciodată. Tu mi-ai făcut, Doamne, mult bine prin cuvintele acestea. Și-o binecuvântez pe Domnul. Mi se pare nouă că dacă slujim, ne-am așezat într-o poziție de inferioritate. Dar Domnul spune nu. Slujirea este calea spre măreție. Ucenicii n-au înțeles nici măcar în seara în care Domnul Iisus a instituit cina de taină. Erau la masă. Trebuia făcut o lucrare și gazda se pare că o scăpase din vedere. Spăla de picioarelor musafirilor din casa lui. 13 oameni care aveau picioarele prăfuite de corbul drumului. Că nu era asfalt atunci în Palestina. Dar gazda uitase. Poate robul care trebuia să facă lucrul acesta o fi fost bolnav, o fi fost cine știe. Dar nu făcuse nimeni lucrul acesta. Și Domnul Iisus a ridicat de la masă, a luat un ștergar, a luat și un lighean cu apă și s-a apropiat de ucenicii săi, făcând lucrul cel mai greu de crezut. Și ucenicii, unul dintre ei a protestat și a spus, Doamne, Tu niciodată nu o să-mi speli mie picioarele. Să te plești așa de jos, eu sunt pescarul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul i-a spus, Petre, dacă nu spăl picioarele, tu nu vei avea parte cu mine. Ei bine, când a auzit Petru că asta e condiția,
poliția s-a speriat de-a dreptul și a zis, Doamne, dacă asta e un lucru așa de important, atunci și mâinile și capul, ligheanul ăsta mic, de m-aș băga cu totul în el. Și a zis, Domnul Petre, lasă lucrurile așa cum sunt. Numai picioarele trebuie să. Și Domnul l-a slujit pe Petru. Și atunci mie să-mi fie greu să-l slujesc pe fratele meu, și atunci ție să-ți fie greu să te pleci înaintea fratelui tău sau surorii tale să-i slujești, ba trebuie să o faci cu toată bucuria, ca ai ocazia să mai adaugi un pic de strălucire cununei pe care o vei căpăta la capătul alergării pe pământ. Eu mai rămas 3 minute și aș vrea să vă reamintesc ceea ce am spus, e foarte important din Daniel, capitolul 7. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri grele. Cornul acesta, astăzi în lume, își face lucrarea. Dumnezeu știa